Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Aoviș de Elită. Ieri a fost o zi destul de dezamăgitoare. A fost o veste bună încă de dimineață, referitoare la băiețașul acela, fundașul acela de 21 de ani. Se pare că Dăncilescu l-a convins să semneze. Nu, încă nu semnase ieri, dar este așteptat în cursul zilei de azi să semneze și să această mutare să fie oficializată. Este o mutare bună dacă se va realiza, pentru că așa e la contracte, nu poți să știi nici măcar, ați văzut, și la contractul lui Penedo s-au făcut o grămadă de speculații cu un care clauză de nu știu cât, că el poate pleca dacă un club oferă nu știu cât și în fine. Nu s-a spus că e clauză, s-a specificat acolo că el poate pleca în schimb unei sume de și în fine. Prea puțin contează. Contează că Penedo a semnat. Eu nu cred că el va pleca, cred că va rămâne la Dinamo. Are și o vârstă, nu știu ce echipă ar da pe el bani. Acum vom vedea. Depinde și ce campionat face el acolo, dar slabe speranțe cu naționala lui, cu Panama, să facă vreo brânză. Cred că vor lua goluri multe. Dacă stăm să judecăm după partida cu Elveția, în care le-au dat elvețienii 6 bucăți cu terenul în cap, în meci amical, am putea să credem că într-adevăr așa va fi și vor fi măcelăriți. Dar nu trebuie să uităm că Elveția e o echipă puternică, foarte puternică. Este extrem de puternică Elveția. Elveția tocmai a remizat aseară cu Spania, vă dați seama deci la ce nivel sunt. Așa că nu este prea relevant sau nu putem să spunem că au pierdut sau vor pierde cu toți. Din câte am văzut eu pe Panama, sunt o echipă foarte defensivă și bine organizată, de asta s-au și calificat, dar cred că fotbalul european e prea, nu știu, le va pune probleme. Echipele europene, în general, e vorba de Zdravăn. Este obișnuit așa cu sudamericanii boemi. Au jucat acolo cu Honduras, cu Costa Rica, niște echipe destul de bunicele, destul de bune, să știți. Dar sperăm ca Penedo să rămână. Eu asta, nu mă interesează ce face Panama, dar și chiar ea ține pumnii lui Penedo, dar nici n-aș vrea ca să plece. V-am spus, nu cred că va da cineva 100.000 pe un portar de 37 de ani. Cred că nici pe Buffon nu ar fi dat cineva, glumind. Dar există posibilitatea, da, asta este oricum o pură speculație de presă, că s-a semnat, că nu știu ce s-a întâmplat, că nu le s-a semnat cu Penedo, asta este o mutare bună a lui Dăncilescu, cum ce a făcut, e o mutare bună. Iată că acum le ia fața și lui CFR, nu știu dacă l-a dorit CFR-ul atât de mult pe băiatul ăsta, pe Andrei, dar... Nu știu ce să spun, are 21 de ani, este internațional de tineret, fundaș stânga, stângaci, e ok, avem nevoie de el. Și unde a jucat el acolo la băieții ăștia, la Aris, care au retrogradat la doi de probleme financiare, pot să spun că avea salariu destul de mare acolo. Avea salariu destul de mare, undeva, eu știu, peste 15.000. Nu știu ce să spun, mi se pare foarte bun, a fost în curtea noastră, nu l-am văzut jucând foarte mult, m-am uitat pe niște materiale video care mi-au parvenit, mi se pare ok, dar având în vedere ce vârstă are și ce e fundaș stânga de meserie, da, eu zic că e un plus evident. Nu știu, acum depinde și la fundaș și lateral, să știți că nu e o problemă foarte mare, îi se adaptează. Să nu fie o panaramă cum era Grecu ăla, dacă țineți minte pe Grecu ăla, era o panaramă de fundaș. Dar dacă stăm bine să ne gândim și chiar și cu Grecu, dacă l-am fi avut acum pe Grecu, un fundaș de Italia lui Grecu sau eu știu cine mai a fost, nu mai știu, mai era unul, cine a fost la, acum parcă e la Botoșani,
A mai fost unul la noi, fundaș stânga, nu a fost gura târgului, dar a fost un fundaș stânga, cum să zic, predutabil, așa, nu a fost o catastrofă nucleară. Noi nu prea am avut pe stânga, fundaș și lateral, de regulă, la noi, la Dinamo, nu au fost catastrofali. De regulă, și v-am spus, insist pe tema asta, este un plus când pornești la drum cu fundașii centrali de sezonul trecut. Dacă ai plecat așa, ai mari șanse să faci un sezon bun. Depinde acum și ce fundași centrali ai și ce mijloc. Aici contează. Axul central, v-am spus, dacă ai plecat într-un sezon cu axul central de anul trecut, cum ar fi, și ei bazați acolo, ai toate șansele și ai șanse uriașe să faci un sezon solid. E lipsă de omogenitate întotdeauna. Ați văzut, CFR-ul a făcut ceva extraordinar anul ăsta. A reușit să câștige campionatul cu... cu o echipă schimbată din temelii. Deci ei au fost în insolvență și și-au construit practic într-o vară o echipă. Este greu să faci așa ceva, dar a zis Dan Petrescu, un antrenor care poate să facă. Pentru că el nu merge, a văzut, CFR-ul a fost o echipă fizică. O echipă care s-a luptat acolo fizic, a jucat în forță, nu a avut imaginație. A reușit să câștige campionatul cu forcepsul, dacă ați văzut, asta a fost. Asta e cuvântul exact. Nu, de regulă nu reușește așa, a fost și, nu știu, a fost și întâmplare sau nu. Pun și ghilimele de rigoare și îmi pun și un semn de întrebare, pentru că dacă stăm să ne gândim la începutul sezonului, au fost ajutați vizibil de arbitri. Vă dați seama dacă ar fi înregistrat atunci câteva remize, pentru că au câștigat numai din penalti, numai de nu știu ce, penaltiile foarte dubioase și ei se, meciurile alea se terminau egal, cu egalitate. Vă dați seama, dacă se făceau 3-4 egaluri, erau pierduți clar. Și așa au câștigat destul de, nu știu, în ultima instanță, sau nu știu cum se spune, pe munche de cuțit. Deci nu a fost un galop de sănătate. Deci nu-ți... niciun, dacă ai bani, nu-ți garantează că îți faci o echipă așa pe genunchi. Îți faci o echipă așa într-o vară și câștigi campionatul. Deși Liga 1 este de foarte slăbuță. Ați văzut, este de un nivel foarte slab. Îți permite să faci așa ceva, dar să fii cu jucători foarte valoroși. Aici, la CFR, sunt niște jucători și au fost niște jucători solide așa și destul de experimentați. Un bagaj tehnic destul de bun, dar nu pot să spun că au fost super jucători gen Dierna sau, nu știu, să dau așa niște exemple, Pulici, Mevdia, nu au fost jucători de talent ăsta, clar. Deci, anul ăsta, teoretic, dacă l-am face să semneze pe Cațicas, deci poți vorbi de o apărare care o ai la dispoziție al doilea sezon. Dar mai este o problemă care trebuie să o marcăm. Chiar dacă, să spunem, chiar dacă Cațica nu va semna, să spunem, nu este o tragedie și se pot găsi soluții. Am auzit vorbe foarte frumoase, l-am și văzut de câteva ori, chiar am fost și curios, am văzut câteva meciuri. Mi se pare un fundaș cu evoluții foarte bune. Și demonstrează clar că Așchia nu sare departe de Trânchi, fiul lui Liviu Ciupotariu, Denis Ciupotariu. Mi-a făcut o impresie foarte bună și cred că poate juca chiar și fundaș și lateral. Acum să vedem ce se poate, ce poate să spată și bratul de la ei, pentru că ați văzut, am scris și un editorial pe această temă, tinerii noștri au dezamăgit curând în meciul ăsta cu Viitorul, în finala campionatului elitelor. Eu am văzut meciul în direct ca și o concluzie desprinsă sau sărind peste o analiză sau alte prostii, pentru că nu este cazul. M-a frapat lipsa de determinare și
lipsa ambiției, lipsa dorinței, domnule, de a juca, de a demonstra, de a face. Au jucat așa de parcă erau, mă refer la cei cinci care au cuchetat cu echipa mare și sunt în vizorul echipei mari, deci la ei mă refer în principal, pentru că dacă m-am uitat la meciul ăsta de tineri și a însemnat ceva pentru mine acest meci de Under 19, a însemnat ceva datorită faptului că în această echipă, în această finală, care putea însemna un event, erau 5, ca să nu spun 6, dintre jucătorii care au fost aduși și de Bratu sau li s-a acordat încredere de către Bratu la echipa mare. De aceea eu am fost atent și cred că mulți au acordat foarte mult atenție acestei partide, tocmai pentru acest fapt. Ne-am pus mari speranțe la acești tineri și foarte mulți dintre noi credem că se poate cu ei, vor putea veni din urmă și vor putea demonstra că sunt fotbaliști, dar ați văzut că se poate și să nu fie fotbalist, să nu demonstreze și să, eu știu, să fie doar așa niște balane de săpun, cum am spus eu metaforic. Nu vreau să jignesc pe nimeni și nu vreau ca să fiu cică contra sau, eu știu, un om care la primul eșec dă în oameni sau ceva. Nu este caz la mine. De regulă îmi place să văd, să trag niște concluzii cu mai mult timp, dar am mai tras un semnal de alarmă referitor la acest aspect care o să vi-l semnalez acum. Mi se pare așa că tinerii ăștia au înțeles exact că cum stau lucrurile la Dinamo și au înțeles clar, sau poate impresarii le-au inoculat ideea asta proastă, că pe ei se va merge anul ăsta și că ei nu trebuie să facă practic nimic, că ei vor juca acolo. Nu știu, poate că li s-a dat și această speranță când l-au văzut că Torje făcea tușa și chiar Palici și ei jucau. Iarăși poate să fie asta o variantă, sau să dea Salomão pe tușe și cu Pesic și juca Robert Moldoveanu, era titular. Discutabil aici și vă spun, nu este de bun augur, dar acum nu trebuie să stăbărâm pe ei pur și simplu, să vedem ce vor face. Pe mine m-au deranjat niște aspecte, v-am spus, m-au deranjat fermoarele alea, ticourile alea scoase și nu știu ce. E o chestie care denotă o educație foarte proastă a tinerilor. Eu nu vreau ca să vorbesc acum ca un bătrân, să nu sunt nici bătrân și nici nu am o, eu știu, tentație de a duce discuțiile mereu referitoare la educație și la ce șapte de acasă sau ceva, dar trebuie să înțelegem că educația la nivel de juniori, la nivel de tineri, este extrem de importantă și asta lipsește cu desăvârșire acum. Sunt foarte mulți antrenori care cresc tinerii și cresc juniorii, dar nu realizează acest aspect și nu îl fac referitor la educație. Antrenorii de tineret în ziua de azi sunt foarte tineri și ei și nu reușesc să insufle ceea ce trebuie, adică mesajul ăsta sau, eu știu, nu le dă două capace când trebuie pe cogoașă, gen Halagian. De regulă ar trebui, părerea mea, un antrenor de tineret să fie mai în vârstă, să poată să discute altfel cu ei, în primul rând să impună respect maxim și să le explice lucrurile exact așa cum sunt. Pentru că la începutul carierei mulți sunt tentați, când ajung în preajma echipei mari sau când i s-a propus un contract deja mai mare, s-a trecut de la nivelul de tineret unde se spune salariul undeva între 500 și 1000, 1000 și ceva dacă ești un jucător mai promițător, și apoi se trece deodată, te duci la 3000 sau la, eu știu, 3500, 4000 să spunem. Deja te crezi zeu. Nu este cazul, aici trebuie să fii foarte modest. Asta am spus și asta vreau să remarc. Ca exemplu, așa am și vorbit, chiar vorbeam cu Câinele Roșu ieri pe grup, și ca exemplu vă pot aminti un episod
La nici o lună de zile de când România pierduse o calificare la Under 19, muncită, domnule, a fost muncită calificarea și în ultima etapă cu Ucraina, din cauza lui nenorocitul ăla de Moruțan, care și-a scos ticoul la un gol cârpit, a fost o cursă acolo unui băiat care joacă până Italia, nu mai rețin numele destul de bun, a făcut o cursă băiețașul ăla și i-a pasat în fața porții clar în centru careului și el a avut o execuție lamentabilă, a dat, practic a fost un semiluft acolo și din două încercări a dat în portar, portarul a respins-o puțin și a venit și a dat încă o dată o cârpeală și acolo a fost golul, era 1-0 și noi nu trebuia să pierdem, vă dați seama? Deci 1-0 nu trebuia să pierdem și mai erau, cred că 14 minute sau 15 minute, ceva de genul ăsta. Și Moruțan și-a scos ticou, deși mai avea un cartonaș galben, și-a scos ticou ca să-și arate ce, că n-are nici mușchi, n-are, e un panoramă de copil. Ce să-mi arăți? Ce să scos ticou? Scoate ticou Ronaldo, care are un abdomen pătrățele, care are musculatură. Scoate un ăla Mbappé, ăla băiețașul ăla, că l-ați văzut, dacă am văzut o fotografie, a pus-o cineva pe Facebook cu el din vestiar, are musculatură de om de bine și fizionomia lui, zici că e bătrân. Eu am spus că are, poate să aibă 19 ani cu picior. Dom'le, sunt foarte dezvoltați, au ce să arate și ați văzut că trebuie să învețe că întâi trebuie să joci, frate, și după aia să arăți tricouri și abdomene și lasă-l pe Ronaldo să arate că ăla câștigă 50 de milioane și ai 70 de milioane într-un sezon. Nu se chinuie ca tine, nu știu ce să faci și n-ai arătat nimic, n-ai rezolvat nimic. Ăla are la trofee de nu mai știi tu cum te cheamă, n-ai partid de tu în Liga 1, câte trofee europene și mondiale are ăla. Și tu te scoți tricou. Deci, și-a dat prostanul ăla, tărtanul ăla și-a dat tricou jos. Și a luat al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Și ați văzut ce s-a întâmplat. Naționala a pierdut calificarea, domne. Și au dus joc de muncă la o grămadă de băiețași și de cariera lor. Și după acest episod, în partida aia cu, nu mai știu cu cine am jucat, și am câștigat cu un gol cârpit, parcă cu Gaz Metan sau cu Timișoara, nu mai rețin, cu Timișoara, a fost un șut în bara lui Torje și într-o poziție de offside sau suspecte de offside, Robert Moldoveanu a dat o cârpeală de asta cu latul acolo, are pe mingea regizia portalului și a dat gol. Și s-a dezbrăcat de tricou și avea un maieu cu un mesaj pentru mama lui și i-a dat o dedicație și ce minunat a fost. A luat și el cartonaș galben. Bine că n-am mai avut încă unul, dar vă dați seama că după episodul ăla ar fi trebuit să fie muștruirii, zdravă, domnule. Deci, băi, nu ai învățat nici după experiență în care vă așezați pe toți ăștia copiii ăștia, că v-am văzut, i-am văzut pe copilării, pe tineri ăștia. Ratează calificarea la Under 19 și se întind pe gazon. Ce te mai întinzi pe gazon și plângi? Ieși afară de pe teren, du-te nesimțitule de acolo, pleacă. Nu mai sta acolo în ochii lumii. Să nu mai ai curaj să te uiți în fața nimănui, dar ce să plângi? Ce lacrimi să verși tu acolo? Să verse lacrimi unul care a avut neșansă sau... Dar tu ai avut tot o mână, 1-0 pentru 74 și... Eu știu, se jucase defensiv până atunci și nu știu ce și asta și îți bagi de o așa ceva, de o ca și mai rău, stai pe teren și plângi. Ieși de acolo, du-te, nu mai veni, nici nu mai veni la preț să mai declar mic. Pleacă, să-ți fie rușine ani de zile de acum încolo de acest episod. Nu, frate, ăla n-are nicio Moruțană, la parcă-l văd, iar dă un gol la Steaua, iar se urcă pe gardul, se cocoață și dă ticou, faci. Nu ne vă dați seama, deci... Așa a făcut și Robert Moldoveanu. Deci asta nu este o tragedie, acum nu vreau să fac un capă de țară, dar vedeți că de aici ce rezultă? O educație foarte slabă la nivel de juniori. Adică să nu se discute chestiile astea în prealabil. Frate, un regulament de ordine interioară să le spună clar, băi fraților, să fim bineînțeleși, nu mișcă nimeni, clar. Nu mișcă nimeni, nu ticol pe afară, nu, ce e asta? Ce ticouri, ce vorbim aici? Nu mișcă nimeni, nu face nimeni nimic. Ticouri, fermoare, ce e asta, dumne? Ce facem noi? Noi ne-am arătat nimic ca fotbal și uite că ne-a dat ăștia cu terenul în cap. Că în semifinale atunci eu am vrut să spun, dar ne-am mușcat limba. La
Viitorul nu știu caseră, Mățan, mai au acolo încă unul sau doi băieți. Vreo trei sau patru băieți care erau la prima echipă nu au jucat în semifinale Cupei României. Pentru că au avut meci atunci în play-off pentru cupe europene, ceva de genul, și au tras tare. Asta a fost. I-a oprit la prima echipă, iar acum a venit cu echipa, Hagi a venit cu echipa de bază, pentru că era în pauză și de ce nu? Era și finala campionatului și ați văzut ce s-a întâmplat. A fost dezastru. Deci, cam la asta se ajunge. Eu asta am spus, lipsa de educație și lipsa de modestie. Eu ca și antrenor aș fi instituit un regulament de ordine interioară clar și aș fi discutat lucrurile astea. Băi, lăsați tricouri, lăsați prostiile, frezele, tatuajele. Lasă că aveți voi timp să vă faceți tatuaje câte vreți. Dar după ce demonstrați că sunteți fotbaliști, frate, după ce ajungeți la niște echipe ca lumea, câștigați titluri în România cu echipele de club, faceți, dregeți, nu se poate, frate. Să-i dai tu replica lui Mutu când tu ești un puțoi care n-ai de arta nimic niciodată, nimic în viața ta, n-ai făcut nimic, n-ai rezolvat nimic, ai dat un gol cu fece scuipă în ghete. Și arăți tu lui Mutu fermoare care ăla a dat golul la echipe mari care tu nici nu visezi vreodată să ajungi să joci cu ei. În primul rând, ce să povestim, este o chestie de educație. Astea sunt niște lucruri foarte, deci acolo clar și Bratul trebuia să pună și apă ei. Când cu fermoarele și cu astea trebuia să, clar, să aibă atitudine, să fie penalizați și iarăși la bani, vă spun. Nu știu ce să zic. Vă spun, poate sunt prea drastic, poate sunt prea dur, dar dacă nu pui și aia pe ei, pățești și-a pățit Patrick Petre, care, deși un talent destul de bun și un jucător care a dictat pe la toate vârstele prin națională și la echipa noastră, ați văzut ce s-a întâmplat cu el, a fost scăpat din mână și în prezent nu putem spune, putem să ne întrebăm dacă cumva se mai poate face ceva cu el sau nu. La fel și cu băieții ăștia. Sunt de perspectivă, i-am văzut, eu le-am acordat încrederea mea văzându-i în teren și s-au mișcat destul de bine, Bratul a dat încredere, sunt aprob acest lucru și am încredere în Bratul, dar vă spun că sunt dezamăgit de atitudinea asta a antrenorilor, a tehnicienilor, care nu pun accentul, doamne, pe educația asta, vă spun. Deci asta este cel mai strigător la cer. Ei își vor reveni, trebuie să înțeleagă greșelile și dacă întotdeauna, dacă îți vezi, vorbești despre greșeli și ți le vezi și ești conștient de ele, ai posibilitatea să ți le îndreți în viitor și să nu le mai repeți. Dar dacă nu vei discuta și vei merge în continuare ca și până acum, vei face mereu alte greșeli și alte greșeli și nu vei rezolva nimic. Doamne ajută, totul să fie bine, discutăm și zilele viitoare. Doar din nou, București și ținele noastre, vă salut!